O zi importantă, am votat cu inima, am votat pentru normalitate, pentru continuarea proiectelor, pentru binelor Arabului și arădenilor. Sperăm ca la sfârșitul zilei să ne întâlnim biruitori într-o echipă cu primarul Gheorghe Falcă pentru continuarea proiectelor noastre. Doamne ajută! Ce spun și eu, este momentul în care denunțăm campania electorală mizerabilă pe care au construit-o adversarii noștri politici și al cărei subiect, între alții, a fost chiar soțul doamnei deputat Bodicevici. Ceea ce s-a întâmplat la Arad este neobișnuit pentru un oraș de oameni demni și curați. Vor ști foarte clar să facă diferența între barbarie și agresiune și civilizație și democrație. Și pentru aceasta suntem împreună și mergem mai departe. Împreună mulțumesc, doamnă deputat, vă mulțumesc pentru că mergem.